și a petrecut viața în laborator topind metale, manipulând corpuri, inventând instrumente utile în război, în agricultură, meserii artizanale. La un moment de revoltă asupra înaintașilor spunea: dacă aș avea putere asupra cărților lui Aristotel, le-aș arde pe toate. A le studia înseamnă pierdere de timp, o cauză greșită și mai multă ignoranță. Despre ale lui ce am putea spune astăzi? A acceptat provocarea unei celebre fabrici de bere din Dublin, care i-a solicitat o nouă tehnică de răcire. Așa s-a născut frigiderul, funcționând pe baza principiului Jules Thomson, precum o pompă de căldură inversată. A fost eminența cenușie care a croit Europa după epoca napoleoneană. A apelat la orice mijloace pentru a consolida statul monarhic. La Viena, în prima jumătate a anului 1815, au fost organizate atât de multe baluri, încât se spunea în glumă că întreg congresul dansează. Pentru români n-a fost prea vesel, atunci fiind recunoscută și preluarea Basarabiei de către Rusia țaristă. În timpul celui de-al doilea război mondial, compozitorul nu a ezitat să accepte un post de dirijor, după ce titularul, evreu de origine, fusese îndepărtat de naziști. Strauss a încercat mai târziu să își răscumpere greșeala, lucrând împreună cu Stefan Zweig, care i-a adus antipatia naziștilor, care l-au concediat și l-au lăsat să rămână în Germania ca un cetățean tolerat. Inventatorul scufundărilor marine moderne a fost și agent al Serviciului de Informații al Marinei franceze încă din timpul Războiului II. A efectuat misiuni speciale în Shanghai, Japonia și URSS, dar după război ne-a arătat nouă tuturor frumusețea universului subacvatic. Caricaturistul român deține recordul mondial de rezistență cu 2772 de portrete color realizate în 10 zile și 10 nopți. Este cetățean de onoare în 26 de orașe din țară, unde a obținut 100 de premii. Peste 200 de șefi de stat și de guvern din lume au portrete purtând semnătura Popas. Românii, care e un popor făcător de genii, nu se poate să nu răzbească. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. Numele de ecran a fost dat de către un regizor de la Hollywood după generalul Mad Anthony Wine, însă prietenii și admiratorii spuneau The Duke. A apărut în 250 de filme, cunoscând și succesul Oscarului. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.